un om deosebit. Credeți că a avut vreun merit în schimbarea orașului? A avut destul de merit. A adus mulți bani pentru orașul ăsta. Severinenii își amintesc de cum arăta orașul lor în urmă cu 4 ani. Dacă pentru ei alți oameni politici sunt o necunoscută, știu exact cine este Mihai Stănișoară și ce a făcut pentru județul Mehedinți. Senatorul Mehedințelui. Și ce a făcut se vede. Ne-a ajutat foarte mult. Asta e părerea mea. Am auzit, înțeleg că a făcut destule și cred că merită încă o șansă, nu? Să mai facă. Da, senator. Da. A făcut ceva pentru oraș? Păi se vede, se vede tot. Cum? În mandatul lui s-a făcut tot aici. E senatorul Mehedințelui din partea PDL-ului și candidează la funcția de președinte a Consiliului Județean. Oamenii condamnă faptul că politicienii din opoziție nu știu să aprecieze cu obiectivitate meritele colegilor de la alte partide. Îl știu, am o părere foarte bună față de emisiunea care am văzut-o când, aseară, chiar pe cu Duicu, cu Dracu, cu Lacu. Am rămas dezamăgit. Lume care pur și simplu nu-i cunoaște. Și n-au făcut nimic. Ce ați vrea să se facă pentru noul Mehedinți, dumneavoastră? Din câte am văzut eu proiectele PDL-ului, să zicem așa, ălea, dacă le continui, foarte bine. Credeți că a avut vreun merit în schimbarea orașului? Eu zic că da, a ajutat foarte mult. Asta e părerea mea. Pentru că l-am văzut de multe ori sufletist și un om de mare ispravă, zic eu. Auzit? Și nu mai spun de domnul Gherghe. Eu îl simpatizez până la Dumnezeu. Mihai Stănișoară este senator de Mehedinți. Stănișoară candidează din partea Mișcării pentru noul Mehedinți la funcția de președinte al Consiliului Județean.